Bună ziua! Sunt chestor de poliție Florentin Brăcea, adjunct al Inspectorului General al Poliției Române. Iar alături de mine se află chestor de poliție Alexandru Scurtu, directorul SIAS din cadrul IGPR, și domnul comisar șef Cristian Gheorghe, director adjunct Direcția de Investigații Criminale din cadrul IGPR, și negociatorul IPJ Bacău, domnul agent șef adjunct Moraru Ștefănuț. În primul rând, vă rog să-mi permiteți să transmitem condoleanțe familiilor celor două victime ale tragicului eveniment produs ieri în municipiul Onești. Așa cum ați fost informat încă de ieri, noi, echipa din cadrul IGPR, verificăm modul de intervenție al polițiștilor, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. Încă de la început, vă asigurăm că suntem determinați să clarificăm toate aspectele care țin de acest eveniment. La finalizarea verificărilor, vom întocmi un raport cu rezultatul acestora, iar cei care se fac vinovați de această tragedie vor răspunde legal. Ne aflăm astăzi în fața dumneavoastră pentru a aduce la cunoștința opiniei publice primele concluzii ale verificărilor efectuate. Doresc să precizez că ancheta a fost deja preluată de parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău pentru efectuarea de cercetări conform competențelor. În continuare, o să dau cuvântul domnului comisar șef de poliție, Gheorghe Cristian, director adjunct al Direcției Investigații Criminale. Bună ziua, comisar șef de poliție Gheorghe Cristian, din cadrul Direcției de Investigații Criminale. Cu privire la tragicul eveniment produs ieri, doresc să vă fac cunoscute câteva activități care au fost desfășurate de către organele de poliție și de către organele de coordonare de la nivelul Poliției Bacău și de la nivelul Poliției Onești. Primul apel care a sosit la dispecerat la 112 a fost efectuat la ora 11:47 de către un bărbat care se sesiza că are o problemă din cauza unui litigiu, amenințând că o să folosească un cuțit. Apelul a fost transferat de către STS la poliție, însă la momentul preluării apelului acesta s-a întrerupt. Cu toate acestea, operatoarea de la poliție a transferat apelul către colegii din teren. În urma informațiilor primite, primul echipaj a ajuns la fața locului la 11:52, respectiv la 5 minute după sesizare. La ora 11:55, în urma raportării efectuate de polițiștii, primii polițiști ajuns la fața locului, la ora 11:55 s-a dispus constituirea unei grupe operative, formată din 17 polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Bacău, Serviciului de Ordine Publică, un negociator, precum și o echipă de intervenție din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Bacău. Totodată, la fața locului s-a deplasat și adjunctul șefului Poliției Municipiului Onești, precum și alți polițiști din cadrul acestei structuri. Totodată, a fost informat și procurorul din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Onești, care a ajuns la fața locului. Adjunctul Poliției Municipiului Onești a inițiat primele discuții cu bărbatul în cauză, având în vedere că îl cunoștea, căutând soluții de calmare a acestuia până la sosirea negociatorului de la IPJ Bacău. Pe parcurs, adjunctul Poliției Municipiului Onești a încercat detensionarea situației prin convingerea autorului că îi va pune la dispoziție o hotărâre definitivă a instanței pe care cel în cauză o solicita. Ulterior, la fața locului a ajuns și șeful Poliției Municipale Onești. Negociatorul IPJ, de la IPJ Bacău, precum și polițiștii de intervenție din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au ajuns la fața locului la ora 13:53 de minute. Din acel moment, negocierea cu bărbatul în cauză a fost preluată de către negociatorul Inspectoratului de Poliție Bacău.
Din datele existente la acest moment, vă pot transmite faptul că negociatorul a fost chemat de urgență la serviciu, acesta fiind în liber. Celălalt negociator fiind în concediu de medical. La nivelul structurii sunt doi negociatori. La ora 14 și un minut a fost solicitat sprijinul ISU Bacău, la fața locului, ajungând o autoscară și un echipaj medical SAJ. Ulterior, la fața locului, ajungând și un echipaj SMURD. La ora 14.38, cel în cauză, deci persoana, agresorul, să-i spunem așa, a reapelat Sistemul Național de Urgențe 112 și a sesizat că are în locuință două persoane legate și a solicitat să îi se restituie actul de proprietate al apartamentului sau suma de 300.000 de euro. Iar în cazul în care aude vreo mișcare pe scara blocului sau prin fața blocului, va trece la executarea celor două persoane care se aflau în posesia sa. În cadrul acestui apel, operatorul a solicitat să vorbească cu una, deci operatorul de la 112 a solicitat să vorbească cu una dintre cele două persoane sechestrate. Iar telefonul mobil a fost preluat de către unul dintre persoanele sechestrate, bărbat, care a precizat că este sechestrat în apartament și că a fost amenințat că va fi ucis dacă se aude vreo mișcare pe stradă sau la ușă. Acest apel s-a derulat pe parcursul a aproximativ 5 minute și 41 de secunde. În continuare, în paralel cu aceste activități, polițiștii au discutat și cu soția autorului, care însă a declarat că își susține soțul în toate demersurile sale. Deci nu am avut un partener în familia acestuia. La ora 16 și 39 de minute, cel în cauză a apelat din nou sistemul de urgențe 112, cerând să-i se facă legătura cu persoane mai importante din sistemul de stat, întrucând nu are nevoie de poliție. Acest apel s-a derulat pe parcursul aproximativ 12 minute și 45 de secunde, timp în care operatorul de la 112 a încercat să-l calmeze, să-l pondereze pe cel cu care vorbea. În continuare, o să dau cuvântul domnului chestor de poliție Scurtu Alexandru, directorul SIAS, pentru a vă explica modalitatea de acțiune și modalitatea de negociere în continuare. Vă mulțumesc! Bună ziua! Sunt chestor de poliție Alexandru Scurtu, șeful Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale. Pentru început, simt nevoia de a clarifica cu dumneavoastră în mod sintetic, ce înseamnă gestionarea unei situații de criză din perspectiva Poliției Române. Ea se prezintă sintetic în 4 pași. Primul pas este izolarea și controlul zonei în care se află incidentul. Lucruri care au fost făcute de colegii noștri de la Ordine Publică din cadrul Poliției Municipale Onești, alături de efective din cadrul investigațiilor criminale. Relevant în acest sens fiind faptul că persoanele care încercau fie să ia legătura cu agresorul, fie să intre în vorbă sau să fie martori la locul incidentului, au declarat că nu au putut fi prezente la fața locului. A doua activitate în gestionarea situațiilor de criză este negocierea, care încearcă rezolvarea pe cale pașnică a unui incident fără folosirea forței. Pentru că asta este ideea Poliției Române, rezolvarea incidentelor fără folosirea forței. Dacă din anumite motive și circumstanțe procesul de negociere eșuează, trebuie să fim pregătiți pentru asalt. Componentă de asalt care îmbracă două forme de manifestare. Unu, asalt planificat, atunci când derularea procesului de negociere permite stabilizarea zonei, durata este foarte lungă și factorul de decizie va spune momentul, forțele și când se va acționa și unde. Și asaltul de intervenție în situații de urgență, atunci când, dacă intervii sau nu intervii, cauzalitățile apar. Și atunci intervenția trebuie făcută în timpul cât mai scurt pentru a limita cauzalităților.
Evident, urmarea asaltului trebuie să fim asigurați în pasul 4 de managementul consecințelor, să avem toate resursele la dispoziție, pentru că viața este valoarea cea mai importantă și apărată de statul român. Am încercat să sintetizez în 4 pași simpli gestionarea situațiilor de criză ca să înțelegeți preocuparea instituției din care fac parte. Accentul pus în cadrul structurilor de acțiuni speciale, evident, este referitor la cele două paliere, respectiv negociere și asalt. În cadrul procesului de negociere, vreau să fac o remarcă foarte importantă. Este o activitate obligatorie în toate incidentele din spațiul public, iar rezultatul acestei etape depinde de foarte multe variabile. De asemenea, el nu poate fi cuantificat în timp, nu este standardizat. Fiecare incident are un timp specific de desfășurare. Nu pot spune că o negociere este lungă sau scurtă. O negociere urmărește ca rezolvarea incidentului să se facă fără folosirea forței și atunci luăm tot timpul necesar și folosim toate tehnicile de ascultare active în așa fel încât să determinăm subiectul agresiunii să devină cooperant cu forțele de ordine. Alminteri, ăsta este rostul negocierii, câștigarea de timp, crearea de oportunități pentru a putea acționa într-un mod sigur și a limita cauzalitățile în cadrul intervenției Poliției Române. În cazul în speță, țin să precizez faptul că prima echipă de intervenție a ajuns la fața locului la orele 13:53. De ce la 13:53? Pentru că fiecare forță de poliție chemată la un incident este responsabilă de rezolvarea și încearcă să rezolve acel incident. Dacă este copleșită de amploarea evenimentului, atunci solicită forțe de sprijin. În acest sens, factorii de conducere din cadrul IPJ Bacău au luat în calcul faptul că este oportună deplasarea unei echipe SAS cu un negociator. Vi s-a prezentat situația negociatorilor în cadrul serviciilor de acțiuni speciale și recte în cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Bacău și țin să precizez faptul că, deși era în timpul liber, negociatorul s-a prezentat într-un timp foarte scurt la serviciu, în așa fel încât de la 12:21 până la 12:47 echipa de asalt cu negociatorul a putut să înceapă deplasarea către locul incidentului. La ajungerea la fața locului, prima activitate pe care o desfășoară orice polițist și orice negociator este o sumară documentare cu privire la incident pentru a înțelege modul în care trebuie abordat incidentul. În acest sens, negociatorul a făcut acest demers de documentare și în jurul orelor 14:02 a inițiat primul contact cu agresorul. Pentru desfășurarea și detalii cu privire la modul în care s-a negociat în această situație, dau cuvântul colegului meu, agent șef adjunct Moraru Ștefănuț. Bună ziua! Dețin funcția de operator tactic în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău și, de asemenea, îndeplinesc atribuții de negociator în situație de criză de ordine publică. Negociatorul este polițistul cu experiență în munca de poliție și, de asemenea, cu abilități de comunicare specifică dobândite în cadrul cursurilor de profil din MAI. Pe tot timpul activităților de negociere s-au folosit tehnici de negociere, respectiv, într-o primă fază, tehnica ascultării active, astfel încât am urmărit detensionarea situației, reducerea nivelului de anxietate și stabilirea unui echilibru între planul emoțional și rațional al agresorului. În jurul orei 16:55 s-a produs un declic. Chiar dacă situația era sub control, exista o comunicare între negociator și agresor. Am observat mișcarea siluetelor agresorului și a unui ostatec în balconul apartamentului și am auzit zgomote și țipete din interior, fapt care ne-au adus indicii clare că în interior s-a produs o agresiune. Vreau să fac câteva lămuriri cu privire la momentul explicat de colegul meu, ora 16:55. Este foarte important acest moment pentru că în decursul procesului de negociere prin tehnici de ascultare activă, așa cum ați auzit,
Colegul meu reușise să-l stabilizeze, în sensul că începuse să coopereze. Dar la 16:55 s-a produs ceva, un declic. Din informațiile avute, una dintre victime a încercat să-l atace pe agresor, moment în care acesta și-a schimbat comportamentul și a devenit foarte violent, lovind în stânga și în dreapta. Important de știut care era dispozitivul structurilor de acțiuni speciale, pentru a nu se face speculații pe această temă. Prima echipă care a ajuns la 13:53 era poziționată la etajul 2 al blocului, echipată cu echipament de protecție balistică, armament și dispozitive de distrugere a sistemelor de închidere. De ce a durat deschiderea ușii mai mult? Pentru că, dincolo de sistemele de închidere ale ușii, cele două iale, avea și o scară proptită între ușă și peretele opozabil ușei, fapt care a îngreunat deschiderea căii de acces în locuința vizată de acțiunea poliției. Ce s-a întâmplat imediat după ce s-a reușit deschiderea unei fante în această ușă? Operatorii au folosit inițial armament neletal, respectiv cartușe de cauciuc, care au lovit mâna agresorului și l-au făcut să scape arma cu care acționase în timpul incidentului, și un operator binom al celui care a folosit pușca cu pompă a tras cu Glock 17 4 cartușe calibru 9x19. Toate lucrurile acestea s-au făcut pentru a reuși reținerea și salvarea victimelor despre care nu aveam cunoștință în cadrul ușii. Intervenția forțelor de ordine s-a realizat imediat ce zgomotul și strigătele din apartamentul vizat au făcut să se înțeleagă că deja agresorul a trecut la fapt. Nu s-a ezitat niciun moment, s-a lucrat în echipe de binom de 3 și s-a dat în continuu la berbec până când s-a spart ușa. Credeți-mă că nu a fost ușor. Așa cum am precizat pe tot parcursul timpului scurs, s-a derulat procesul de negociere, sens în care s-a constatat o relaxare. Din păcate, aceasta n-a putut fi fructificată mai departe din cauza intervenției victimei, care se pare din informații că l-a lovit cu piciorul pe bărbatul în cauză, declanșând reacția violentă a acestuia. Detalii suplimentare cu privire la incident vor fi date către dumneavoastră la finalizarea raportului de verificare pe care echipa aflată în fața dumneavoastră o face. Dau cuvântul domnului Brăcea pentru detalii. Da, doar o singură frază de final. Coordonarea acțiunii a fost asigurată la fața locului de către șeful poliției municipiului Onești, comisar șef Andrieș Cristinel, iar șeful echipei de intervenție a fost șeful Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău, domnul comisar șef Andronic Radu Răzvan. Noi cam atât am avut de transmis în acest moment. Sunt sigur și vă stăm la dispoziție pentru întrebările pe care le aveți. Dacă e să ne organizăm pe rând ca să putem să vă răspundem la toate întrebările. Așadar, gloanțele de cauciuc au atins una dintre victime? Nu, gloanțele de cauciuc și niciuna dintre munițiile folosite nu au atins victimele. Din informațiile pe care le avem, una dintre victime, cea de 36 de ani, are aici, în zona abdomenului, urme de la gloanțele de cauciuc. Victima de 36 de ani prezintă doar plăci înjunghiate. De ce nu s-a folosit muniție letală de la bun început? S-au folosit concomitent cele două tipuri de muniție. Câți polițiști au ajuns la fața locului în prima echipă? Prima echipă au fost doi polițiști la primul apel și imediat s-au dispus, s-a constituit echipa de cercetare la fața locului, 17 polițiști, ajungându-se în final la 27 de polițiști. Da. Mai exact 12:45. De ce la 12:45
atunci, dacă înțeleg că s-a constituit acea, sau s-a luat decizia constituirii... Pentru că inițial adjunctul șefului Poliției Municipiului Onești a încercat rezolvarea incidentului pe calea amiabilă, încercând să facă rost de acea hotărâre judecătorească pe care agresorul o solicita. Nu avem aceste detalii, le-am observat și noi în presă. Ceea ce pot să vă spun de trecutul lui infracțional, pentru că am văzut că și aceste detalii se rulează în presă și bănuiesc că doriți să știți despre aceste lucruri, are într-adevăr 4 condamnări anterioare, în 1987, 1991, 1993 și 2010. Cea din 2010 este o condamnare din Italia pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice sau stupefiantelor. Din toată această anamneză pe care noi investigatorii am creat-o la momentul respectiv, intuiesc că asta doriți să aflați, dacă știam că este violent. Nu ne-a atestat un comportament violent, ba mai mult, verificările care s-au făcut la familie, în zonele, în mediile frecventate, cercurile, nu spuneau nimic că el ar putea avea un declic sau o explozie, între ghilimele, pentru a, ca ceva să-i motiveze acest gest. De altfel, așa cum au menționat și colegii, la un moment dat fusese adus într-un punct, hai să zicem, favorabil poliției și favorabil situației în sine. De ce? Pentru că acceptase să intre în contact cu noi, să vadă documentele și așa mai departe. Sunt niște situații tactice care au fost dezvoltate la momentul respectiv și zic eu că urmau să aibă chiar un rezultat bun. Părerea mea că la momentul de dinaintea incidentului prin care el a trecut la violențe, nu ne-a spus nimic în acest sens că ar putea să aibă așa ceva. Nu a fost, au fost făcute verificări la medici, dacă este luat în evidență, cu boli, cu și așa mai departe. Sunt niște verificări standard, tip, da, care se fac în situații de genul acesta. Nimic nu ne-a condus la concluzia că la un moment dat el va putea să se exteriorizeze așa. Dar a spus totuși că îl cunoștea adjunctul poliției și el a negociat o dată. De unde îl cunoștea? Două secunde. Vă răspund imediat. Adjunctul poliției nu neapărat că era prieten, sau îl cunoștea pentru că adjunctul poliției locuia undeva la 2-3 blocuri pe acea stradă cu respectivul, cu agresorul, da, îl cunoștea din vedere și a dat masca jos în momentul în care a avut discuția cu individul respectiv. Pot spune că a fost un pas bun, a fost un tampon care la momentul ăla a diminuat creșterea ostilității din partea individului respectiv. Soția agresorului a fost la un moment dat în apartamentul în care și-a pierdut viața cei doi bărbați? Nu putem să vă spunem detaliile acestea la momentul acesta. Sunt niște verificări și sunt activități de urmărire penală care se desfășoară de parchetul de pe lângă parchetul Tribunalului Bacău, da? Sunt niște date, dar n-aș vrea să le dezvolt în acest sens. Nu putem să vă furnizăm sau să vă confirmăm aceste lucruri. Părând, vă rog frumos. Soția l-a ajutat așadar cu câteva informații. Vreau să vă întreb, pentru că ați spus că ați identificat-o ceva mai devreme, nefiind cooperantă cu dumneavoastră, de ce nu s-a putut tăia, dacă vreți, legătura între soția dumnealui? Pentru că nu puteai să-i faci... Câteva filmări în care soția pare că îl ajută pe nevoția. Deci, în procesul ăsta de negociere și al activităților cu caracter specific pe care le desfășoară toți polițiștii acolo, nu poți să-i creezi un stres, nu poți să-i creezi o ruptură. El avea încredere și era oarecum asigurat că soția lui este acolo. Este foarte adevărat că soția lui i-a transmis că face bine ceea ce face. Da? Motiv pentru care, la momentul de față, din câte cunosc, este prezentată cu propunerea de arestare. Nu. Când iei în calcul și se face această, eu știu, analiză de risc, așa îi se spune, normal că dacă ea stătea deasupra apartamentului în care avea loc incidentul, nu stătea, erau niște prieteni care în mod constant, mai ales soția, mergea acolo.
nu puteai să faci prin altă parte decât pe acolo, dacă ar fi existat o posibilitate tehnică care să nu pericleteze viața oamenilor. Dar de ce în această oară nu i s-a adus un document totuși ca să-l calmeze? Totuși era o simplă hârtie, să putea aduce. Haideți să vă spun o chestie. Această hotărâre judecătorească a fost scoasă. E adevărat, poliția, cum să vă spun eu, nu avea cum să dețină acea hotărâre la birou. A durat un pic, nu chiar atât de mult. Dar i-a fost dusă. Dar nici nu... I-a fost dusă numai la urmă? Da, i-a fost dusă. Ideea a fost că acest proces de a aduce această hârtie trebuia să fie un pic mai lung pentru a trage de timp organele de poliție, pentru a căpăta o anumită lejeritate în acțiunile pe care urmau să le facă și în documentarea pe care trebuia să o dezvolte. Clasificare a intervențiilor în mod normal. Intervenția aceasta, domnule Cristor, dar am specificat în momentul în care am făcut precizarea. Face parte din intervenția în situații de urgență. Prevăzută în procedura de intervenție atunci când încerci, vei interveni pentru limitarea cauzalităților. Se putea intra mai devreme? Atâta timp cât procesul de negociere valida prin indicatori faptul că are un progres, că se obțin rezultate, nu. A pentru că un lunetist efectiv în blocul de vis-a-vis? Problema lunetistului este foarte discutată și foarte mult adusă în atenția dumneavoastră și a publicului. Da. Nu trebuie să fiți oameni de specialitate ca să înțelegeți că la o distanță de 25 de metri, la un calibru 7,62 ori 51, forța de penetrare este foarte mare. Nimeni nu ar fi riscat să folosească lunetist la distanța aceea. Nimeni. În afară de acesta, geamurile erau negre, murdare și obturate de pomi. Deci vizibilitatea în interior era doar cea legată de apropierea lui de geamurile balconului. S-a luat în calcul un moment să folosească acele grenade de lumină foarte puternică? Poți să folosești gemilurile, gemacurile sau flashbang-urile, cum spunem noi, dacă ai deschisă calea de acces. Dacă nu o ai, nu le folosești, pentru că nu faci decât să crești starea de anxietate a subiectului. Și cum a reușit să imobilizeze pe cei doi o singură persoană de 68 de ani? Nu am cunoștință despre modul în care cei doi au fost imobilizați în apartament. Este posibil ca acel tehnic să se fi realizat și din cauza faptului că ar fi auzit pe polițist pe scară? Exclus acest aspect. De unde a fost ridicată soția, de la etajul 4 sau etajul 3? Nu a fost ridicată de la etajul 4, de la etajul 3. Ea a fost, la un moment dat s-a solicitat să coboare, a coborât, a fost solicitarea lui să coboare și să stea alături de poliție, tocmai pentru a vedea acele documente, pe de o parte. Pe de altă parte, femeia spunea că are niște fotografii care le făcuse acum 10 ani, fotografii care ar fi atestat că din interiorul apartamentului care i-a aparținuse fusese sustrase bunuri și alte valori. Pentru noi a fost o nouă etapă pe care am fi putut să o folosim ca și o tragere de timp și pentru a obține într-o negociere timpul contează și este tot. În geanta doamnei au fost găsite două secunde. În poșeta doamnei au fost găsite sau câte bride identice cu cele cu care erau legați? Vă rog frumos să nu mă întrebați aspecte din dosar. Nu pot să vă spun câte au fost. Da, una, două sau mai multe. Nu vreau să confirm absolut nimic. Îmi cer scuze. Este un dosar. Două secunde și haideți să stabilim de la capătul locului. Ancheta este condusă de parchetul Tribunalului Bacău. Este un caz de omor, da? Dublu. Nu pot să vă dau detalii vis-a-vis de mici indicii sau indicii mai mari. Cu scuzele de rigoare, nu vreau să mă interpretați greșit. Știți că ați avut deschideri din partea noastră de fiecare dată și nu ne-am ferit și nu ne ferim de absolut nimic. Numai că există momente în care nu pot să furnizez detalii care sunt detalii de urmărire penală. Da, au fost trei apeluri. Sunt trei apeluri ale agresorului, da. Și trei apeluri către serviciul de ambulanță, să fie chemate ambulanțele. Deci astea sunt cele șase apeluri. Ok, să revenim la acel document. La ce oră a fost adus acel document? Ați spus că s-a găsit acest document? Deci s-a adus la fața locului. Deci el a fost adus de, cum îi spune, poliția de aici cu adjunct, a fost adus la fața locului, numai că atunci a fost momentul în care a intervenit declicul. Atunci se purta discuția cum să ajungă documentul în posesia lui. Adu-mi-l, pune-mi-l, deci, mă rog. Și atunci în momentul...
Sigur că da, era și soția acolo. Adică, da, o și trimisese ca să-i confirme. Exact. Venim pe un moment de relaxare a lui. Asta se urmărește într-o negociere și într-o intervenție de acest gen. Trebuia să se deschidă această cale. Calea de acces în imobil, în apartament, era foarte greu de abordat. Oricine ar fi fost, orice modalitate s-ar fi abordat, timpul care, că întreba cineva de ce n-am acționat mai devreme, timpul care ar fi costat această pătrundere până fracție, că despre asta discutăm, ar fi fost prea lung și riscai niște chestii care puteau să degenereze. Motiv pentru care a trebuit să-l aducem pe individ într-o stare în care să poată dialoga. În afară da. De poliție, s-a mai luat legătura cu cineva din familie care să vină în sprijinul poliției, poate cu fica dumneavoastră? Am înțeles că era să vorbească cu fica. Da, s-a discutat și cu fica. S-a discutat cu fica? Da. Și ea ce vă spunea? A putut să vorbească cu tatăl ei? Doamna Popescu, vă rog eu mult de tot. Eu înțeleg întrebările dumneavoastră, dar vă rog frumos să mă înțelegeți și pe mine. Sunt detalii din dosarul penal. Sunt problemele din întreaga procedură? Sunteți aici, evident, să verificați dacă toate lucrurile au fost probleme, în ordine, efectiv. Privire bun. La... Vă dați seama că nu suntem aici dacă polițiștii la IPJ Bacău și-ar fi făcut treaba ca la carte. Cu siguranță ne aflăm într-o situație în care astăzi avem două vieți pierdute. Tocmai acesta este rolul nostru aici și să analizăm modul de intervenție. Iar la finalizare, cum spuneam, vom întocmi un raport cu niște propuneri și măsuri. Nu mă pot pronunța, antepronunța cu privire la vinovăția a vreunui coordonator, a unui polițist care a intervenit la fața locului, însă vă asigur că cei care au greșit, cu siguranță vor plăti, cum spuneam și în începutul intervenției mele. Pentru că aici vorbim de pierderea două vieți omenești. Care sunt momentele sau etapele? Eu cred că... Eu cred că pentru moment sunt suficiente... În legătură cu negociatorul și dacă poate chiar să ne vorbească dumnealui, când a făcut cursurile, de câte ori a mai participat la astfel de activități. Dacă este prima misiune la care ați participat de acest gen sau aveți mai multe incidente și ce cursurile pe care le-ați studii în acest sens. Sunt negociator în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din anul 2017. Mai tare, vă rog. Sunt negociator în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din anul 2017. Am urmat cursurile școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina. De asemenea, am absolvit o facultate de drept și un master în domeniul management. Ați mai participat la astfel de activități? Am mai avut cazuri de intervenții ce presupuneau prezența negociatorului și desfășurarea de activități de negociere și de fiecare dată misiunea a fost îndeplinită cu succes. Ați fost negociatorul principal? Fiecare caz diferă datorită subiecțiilor și scopului sau obiectivului agresorului sau subiectului. Agresorul a spus la un moment dat că în aproximativ două ore îi va omorâ. V-a trezit lucrul ăsta vreo suspiciune, vreun semnal de alarmă? Ați transmis ceva colegilor din jur care participau la operațiune împreună cu dumneavoastră în momentul în care v-a transmis lucrul ăsta? Toate indiciile care mi le-a transmis agresorul le-am raportat mai departe pe cale ierarhică și, ca urmare, am desfășurat activitățile pe care mi le-au transmis. Bun, bun. Mulțumim mult de tot. Vă stăm la dispoziție. O să facem verificări cu acest aspect și o să vă comunicăm în zilele următoare. Cu siguranță rămânem în contact, nu plecăm și lămurim toate aspectele de interes și interesul dumneavoastră și al opiniei publice. Vă mulțumesc. O zi. Gata sau concluzie, durează câteva zile, o să facem verificări cât de repede se poate. Nu vă pot da un termen în acest moment. Mulțumesc! Mulțumim.